Bună ziua, suntem la hotnews.ro cu jurnalistul Cătălin Gomboș, specializat în Orientul Mijlociu și redactor șef Veridica.ro și încercăm să explicăm conflictul din Gaza dincolo de ce se vede la televizor. În sprijinul Hamas, ca este o organizație sunită, s-au mobilizat în primul rând grupările șiite, să zicem Hezbollah, da? care nu a ezitat să atace Israelul și are un conflict deja vechi cu acesta. Deci, Cătălin Gomboș, ce este Hezbollah, când a apărut și ce o mână în luptă? Hezbollahul este un amestec. Este și o organizație politică, și asta spune și numele său. Hezbollah înseamnă Partidul lui Dumnezeu. Și tot din nume ne dăm seama că este o organizație politică islamistă. Islamistă șiită este a șiiților libanezi. Este în același timp și o grupare teroristă pentru că Hezbollahul a lansat încă de la începuturile sale atacuri teroriste, inclusiv atentate sinucigașe a organizat. Este parțial și o organizație socială pentru că asta explică succesul lui o rețea de întrajutorare socială pe care a reușit să o creeze în Liban, ceea ce i-a atras susținerea unei părți semnificative din populație. Este și o miliție în același timp, pentru că o forță în armată militarizată nu este o armată oficială, dar organizată în mod similar cu o armată beneficiind și de o dotare nu la nivelul unei armate, dar superioare unei forțe de gherilă. Disciplinată, cu antrenamente, cu împărțită în diferite formațiuni mai mici care luptă mai departe. Deci, toate aceste patru elemente se regăsesc în Hezbollah, și ar fi de notat că, dincolo de aspectul său religios, Hezbollahul are și o tentă, să-i spunem, revoluționară, pentru că este inspirată de Iran și anti-israeliană. Și așa ajungem la cum s-a format Hezbollahul. Hezbollahul s-a format, format în anii 80, la începutul anilor 80 în Liban, care era deja marcat de un conflict civil. În 82 a apărut și o intervenție israeliană în Liban, a izbucnit război civil din plin. Iranul a contribuit foarte mult la formarea Hezbollahului, care nu a apărut din neant. Existau niște organizații șiite înainte și unele din ele sau, sau oamenilor s-au regăsit ulterior în Hezbollah, de exemplu Dawa. Daia, unele atentate sinucigașe din perioada de început, nici nu este foarte clar au fost controverse cu privire la responsabilitate, dacă este Hezbollah sau dacă este o altă grupare sau au fost de asta care au colaborat. Cert este că Iranul s-a implicat de la bun început în formarea Hezbollahului. Hezbollahul și-a propus de la bun început să lupte împotriva Israelului și a luptat împotriva Israelului în două războaie. Primul s-a încheiat în 2000, când Israelul s-a retras din sudul Libanului, pe care îl controlase o perioadă de aproape 20 de ani și acel moment este considerat de Hezbollah o mare victorie și nu doar de Hezbollah, acel, acea retragere a Israelului care a fost practic considerată în lumea arabă și musulmană drept prima mare înfrângere a, sau prima înfrângere a Israelului care a câștigat toate războaiele până, atunci, inclusiv cel mai complicat din 1973. Asta i-a dat o foarte mare popularitate în lumea arabă și musulmană Hezbollahului, după care a mai purtat un război în 2006 cu Israelul, război care s-a încheiat din nou cu pierderi destul de grele sau mai, pentru Israel sau pierderi mai grele decât s-ar fi așteptat acesta pentru că a luptat cu o forță de gherilă și capacitatea Hezbollahului de a rezista în acel război care a fost oprit până la un punct, este văzută tot ca o victorie. Deci, practic, este o organizație care revendică două victorii împotriva Israelului, discutabile, bineînțeles, dar le revendică și asta i-a dat o foarte mare putere și o foarte mare legitimitate, ceea ce însă s-a schimbat pentru că trebuie să ajungem până în zilele noastre, un pic. S-a schimbat când a avut loc războiul civil sirian, când Hezbollahul s-a luptat cu suniții, care reprezintă majoritatea în lumea musulmană și lumea arabă, sprijinind regimul lui Bashar al-Assad și ajungem până în ziua de astăzi când Hezbollahul s-a implicat în conflictul cu Israelul. Știți ce, întrebare, ce întrebare, având în vedere că Hezbollahul este chiar o organizație importantă în zilele noastre care, despre care se vorbește foarte mult. Ea este o organizație care este pe teritoriul unei, alte, unei țări, cum este uh, Liban, uh, este finanțată de, deci, de o altă țară, care este Iran. Și întrebarea care se pune ce părere au oamenii din Liban sau ce părere au forțele politice din Liban în legătură cu prezența pe teritoriul acestei țări, care este o țară destul de vulnerabilă totuși. Libanul nu este așa, unei organizații atât de puternice, foarte bine înarmate, puternice, care iată, poate băga Libanul într-un conflict cu Israelul. Ce părere? Păi cum de o accept? Libanul are în primul rând o comunitate și importantă. Am impresia că este cea mai mare comunitate a Libanului și Hezbollahul este o organizație libaneză. Este un partid politic care e implicat în viața politică și domină grație și alianței pe care o are cu o parte dintre creștini. A dominat mult timp viața politică din Liban fiind în competiție cu suniții, cu musulmanii suniți. Asta a fost cea mai strânsă competiție, deci nu cu creștinii, care musulmani suniți au fost și sunt susținuți de Arabia Saudită. Deci a fost cumva și o dispută proxy între Hezbollah, care are în spate Iran. Iranul, dar și Siria, și suniții care au fost susținuți de Arabia Saudită. Hezbollahul a fost deci votat în Parlament. Felul cum a apărut, a apărut pe fondul unui război civil din Liban, când toată lumea avea miliții, și șiiții, și suniții, și creștinii erau miliții care se băteau între ele, toată lumea se lupta cu toată lumea. Deci e ceva care ține de specificul vieții politice libaneze, în primul rând. Iar în al doilea rând vorbim de o organizație mult prea puternică pentru ca statul să poată să facă ceva ca să o elimine. S-ar putea ca în termen de putere militară Hezbollahul să fie mai puternic chiar și decât armata Libanului. Plus că orice rupere a echilibrului existent în Liban după războiul civil printr-o operațiune, de exemplu împotriva Hezbollahului, N-ar face decât să arunce țara din nou un război civil și nimeni în liban nu cred că își dorește asta, pentru că a fost un război civil extrem de dur și care i-a marcat mult. Eu mi amintesc -am că am fost în liban prin anii 90- spre sfârșitul anilor 90, și încă se dădeau tot timpul la televizor, așa în bucle imagini din războiul civil. Cu îndemnul să nu lăsăm să se mai repete așa ceva. Eu am un exemplu. Când am fost, tot, am fost acum câțiva ani în, în Liban, în Beirut, și m-am dus la muzeul, uh, muzeul de istorie, uh, și am întrebat uh, că aș vrea să văd lucru, uh, perioada, uh, perioadele de muzeu de istorie se terminau undeva uh, la începutul secolului 20. Nu mai era nimic după, și am vrut am cerut, am vorbit cu, cu cine era acolo, cu funcționarea, dacă are informații și dacă aș putea să aflu mai multe despre războiul civil. Și m-a spus că nu voi găsi în muzeu nimic despre perioada în care libanezii s-au omorât între ei și că asta m-a trimis, trimis către cărțile de, de istorie. Deci într-adevăr este un moment foarte trist pentru, pentru ei. Bun, deci oamenii au, au votat pentru, pentru Hezbollah. Întrebarea e ce-i mână în luptă? Ce doresc? Ce dorește Hezbollah să facă? Păi Hezbollahul, ca orice partid religios inspirat de Iran și de Ayatollahul Khomeini, își dorește să aibă în teritoriile pe care le controlează cel puțin înființarea unui stat islamic guvernat în funcție de șaria. Ceea ce este imposibil de atinsă în Liban la nivelul întregului stat, pentru că sunt comunități prea diverse. Noi l-am menționat acum doar pe cele mai importante, dar sunt ceva Există și comunitatea mai, creștină, multe. care n-am vorbit despre ea. Da. Creștină, care și ea este împărțită, mai sunt și druzii, o minoritate puternică și așa mai departe. Un al doilea obiectiv este, la fel ca și al Iranului, eliberarea Palestinei sau eliminarea Israelului, distrugerea Israelului. Deci astea sunt principalele două obiective pe care le are Hezbollahul în regiune. Se mai opune pe lângă asta Hezbollahul sau s-a opus în ultimii ani, n au mai fost atât de contondenți cu americanii, dar de-a lungul timpului au fost ostili chiar și, de, și față de Statele Unite, au atacat interese americane. Tot aici se regăsește din nou politica patronilor lor din Iran, care îi susțin financiar, îi susțin cu know-how. Luptătorii Hezbollah au fost antrenați de forța a iranienilor încă de la început și îi susține cu echipamente, după estimări israeliene, Hezbollahul are undeva între 150.000 și 200.000 de rachete și nu sunt toate rachete improvizate sau relativ slabe de putere mică cum are Hamasul. Există și unele mult mai performante pe care le-a primit direct de la Iran și continuă să le primească. Au fost în primele zile ale războiului din Gaza, au fost câteva raiduri israeliene asupra unor aeroporturi din Siria, la Alep și la Damasc, și mi-închipui că, la fel ca cele din ultimii nu 10-12 ani, cam de când a început războiul civil sirian, au fost menite tot să blocheze eventuale transporturi iraniene care de obicei se duc către Hezbollah. Cum se împacă totuși cauza și cu cauza palestiniană care este o, Palestina fiind o având o populație sunită? Care ar fi liantul care leagă interesele cele două? Majoritar sunită. Este vorba de lupta de pentru eliberarea unui teritoriu musulman de ideologia, totul are legătură cu Iranul, care atunci când. A devenit Republică Islamică și au venit aiatolahii la putere, a proclamat Israelul drept marele inamic. Acum, mă rog, inamicul public numărul unu, Israelul și alternativă Statele Unite. Și de acolo s-au inspirat și celelalte grupări islamiste șiite. Dincolo de asta, e conflictul direct în care au fost implicați libanezii cu israelienii, pentru că Israelul s-a implicat dincolo de acea ocupație directă. Au mai fost raiduri israeliene destul de multe înainte de acei ani. A fost apariția Organizației pentru Eliberarea Palestinei în Liban. În războiul civil s-a implicat Israelul făcând alianțe cu milițiile maronite, în special cu falangele. Deci, această uh, cauză palestiniană uh, care a dus, practic, indirect, sunt, bineînțeles, cauzele mult mai complexe ale conflictului din uh, Liban, dar este legat și de conflictul de războaiele, uh, să zicem, israeliano-palestiniene, pentru că războiul civil s-a declanșat după venirea uh, Organizației pentru Eliberarea Palestinei și după ce aceasta a intrat în conflict cu uh, interese locale din uh, uh, Liban dar legăturile sunt multiple. Există o ministerie făcută chiar anul acesta, poate fi văzută pe Showtime și care se cheamă The Ghost of Beirut, fantoma din Beirut și este despre unul din liderii fondatori ai Hezbollah, îl cheamă Imad, sper să nu greșesc numele, Imad Mu Munie sau Munia? Mughnia, Mugnia, să fie Mughnia. CIA spune despre el că este omul care a omorât cei mai mulți americani până la 9-11 Povestea lui e reală? Știi despre, despre povestea lui? Da, fundator? se presupune că este responsabil sau printre cei uh, responsabili de uh, cele mai dure uh, atacuri uh, teroriste împotriva Statelor Unite uh, de dinainte de 11 septembrie uh, 2001, 82 sau 83, cred că 82, au fost niște atentate sinucigașe care au vizat și ambasada Statelor Unite și o cazarmă a pușcașilor marine americani care debarcaseră în Liban în contextul războiului civil, și cred că au fost peste 300 de morți, dacă nu 350, chiar 400. Deci, un adevărat masacru. Sunt printre primele atentate sinucigașe care au fost comise de musulmani și este interesat de observat faptul că este vorba de musulmani și iți, pentru că de obicei atentatele sinucigașe sunt asociate cu grupări islamiste sunite. Hamasul, pentru că ei au fost cam primii dintre aceste grupări sunite care au început cu atentatele sinucigașe, Al-Qaeda, statul islamic talibanii și așa mai departe. Talibanii ceva mai puțin, pentru că există niște diferențe și la ei. Deci primii care au comis astfel de atentate au fost șiiții, aceste organizații extremiste. Pierd numărul de militari morți este, am impresia, cel mai mare într-o singură zi, cel mai mare după 200 sau al doilea război mondial, dar peste 200 de pușcași Marine. Deci este, pe de-o parte, se presupune că e responsabil de aceste atacuri. La ele mă și refeream mai devreme când am zis că nu este clară implicarea Hezbollahului, pentru că au fost atribuite și partidului Dawa, pe care ulterior l-am văzut foarte activ în Irak. A fost și acolo o filială și după căderea lui Saddam Hussein chiar a ajuns la putere. Nuri Al-Maliki, premierul irachian sub care a explodat statul islamic, făcea parte din acest partid Dawa. Mugnia nu este însă responsabil doar de acele atacuri de la începutul anilor 80. Se presupune, de exemplu, că el a fost responsabil și de atacul care a vizat la începutul anilor 90-93, în mi se pare, centrul cultural israelian sau ambasada israeliană din Argentina și a fost uh, uh, lichidată la un moment dat într-o operațiune comună uh, a Statelor Unite și uh, Israelului la Damasc. Uh, iar povestea lui bănuiesc că este mai complexă, eu cam atât știu uh, uh, despre ea, uh, dar uh, povestea este foarte interesantă uh, pentru că ne arată care sunt ramificațiile, care sunt uh, inamicii acestor uh, grupări, cum uh, colaborează între ele. Deci vorbim de uh, o grupare șiită, uh, că Hezbollah, că e Dawah, care are legături cu Iranul, a atacat interese americane, dar a atacat și uh, interese uh, israeliene. Avem uh, Libanul, avem uh, Siria, unde și-au găsit uh, găzduire și-au putut să se organizeze, bineînțeles uh, Iranul în spate. Avem și capacitatea lor de a lovi în întreaga lume, practic, pentru că acela a fost unul dintre cele mai spectaculoase atacuri comise de Hezbollah în afara spațiului Orientului Mijlociu, dar nu a fost nici pe departe singurul. Au mai fost operațiuni ale Hezbollahului sau ale direct ale Iranului, dar Hezbollahul a funcționat și ca o forță proxy a Iranului de-a lungul timpului. În Europa, în Asia, pe fondul acelui război care s-a purtat, legat de programul nuclear al Iranului. Știi că au fost niște asasinate, niște sabotaje în Iran, la care s-a răspuns prin atacuri ale unor interese israeliene. Te În Thailanda, mi se pare că au fost, în Bulgaria. Deci, asta arată că aceste organizații. Sunt extinse și ca putere și capacitate de a organiza atacuri teroriste în întreaga să, lume. Practic, le numai partea de finanță. Pe, 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 pe cele mai importante, adică despre ce vorbim? Vorbim despre Hezbollah, păi Sunt cele șiite. despre deci, în, între organizațiile șiite, le putem lua în primul rând Palea, care sunt foarte active în ultimii, nu știu, să zicem, 15-20 de ani. Hezbollah da. cu de ceva mai mult timp. De ce Hezbollahul, care este cea mai cunoscută și cea mai puternică și cel mai bine organizată? În afară de Hezbollah este una despre care iar s-a auzit destul de mult în această perioadă, miliția Houthi din Yemen. Ăștia sunt tot niște șiiți, este o mișcare, a, mă rog, e o diferență între șiiții yemeniți și cei din Iran, pentru că sunt, este o Secta și. Șismului. șismului dar ei uh, sunt finanțați în războiul zaidiți -za 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 -za. le spune uh, se opresc uh, și îți iau niște uh, imami pe care îi venerează, uh, pornind de la uh, cel de-al patrulea calif uh, și în același timp vărul și ginerele uh, profetului Muhammad Ali uh, până la un număr de uh, cei uh, iranienii 20 imami, au 12 astfel de uh, imami de Zaidiți se despart la cel de-al cincelea. Cel de-al cincelea imam al, sau, al Zaidiților diferă de uh, al, cel de-al cincelea al uh, două Mai sunt și uh, ismaeliții, care au șapte imamii, se pare, uh, și-au dat secta asasinilor de care sau hașeșinilor de care am citit la istorie, care reușeau să ajungă oriunde și să lichideze cam pe oriunde. E un mit, probabil, sau e... Ba nu, chiar au reușit să omoare oameni foarte tare. Nu știu dacă și calif au omorât, dar oricum figuri foarte puternice și bine poziționate. Deci chiar ajungeau peste tot și aveau și niște fortărețe de-astea prin munți, Aproape de necuce, care, de fapt, nici măcar n-au putut fi cucerite până când au venit Mongolia. Aia -au, au reușit să elimine și această amenințare. Deci avem a... această. Meniția această, uh, sect... Husi, da. uh, care e, este e. ieșită dintre Zaidiți. Uh, sunt o populație minoritară în Yemen, dar care a condus Yemenul în ultimii 1000 de ani. Și ei de ce trag cu rachete în, în Israel sau pentru că, că aceasta? Da, se această mișcare rachete. a devenit uh, radicală în primul rând uh, este o tradiție a zaidiților, pornind de la uh, acel Zaid bin Ali, uh, un uh, străstră nepot al lui uh, Ali, uh, imamul de revoltă împotriva nedreptății. Dar asta este mai mult filozofie, pentru că nu tot se revoltă. Este o grupare care s-a radicalizat în ultimii 20 de ani, cred, și în timp a ajuns să aibă ca ideologie, deci sloganul lor este moarte Israelului, moarte evreilor. Deja vorbim chiar de o nuanță în plus, pentru că de obicei, grupările extremiste, se feresc să-și manifeste declarativ antisemitismul, să zică și moartea evreilor. Ei susțin că au treabă cu sioniștii sau cu sionismul și cu Israelul. Vor distrugerea Statul Israelului, Israel, statului Israel, o problemă cu dar populația. atât timp cât evreii plătesc tributul și sunt supuși statului musulman, teoretic ar trebui tolerați, pentru că așa prevede religia. Deci, ăștia huthii spun chiar și moarte evreilor, deci deja se duc mult mai în spate către disputele care au fost, poate vorbim mai încolo, care au fost în perioada de început a Islamului cu niște triburi evreiești pe care le-a avut dispute chiar Muhammad cu niște triburi evreiești din peninsula arabică, din Medina. După aia, deci sunt ăștia doi, mai sunt milițele și irakiene. irachiene, care au fost în principal o, grupări locale sau axat pe conflictele din Irak, atât lupta împotriva Statelor Unite, cât timp a existat o prezență militară americană puternică, pentru că așa cum mai este, cât și lupta împotriva extremiștilor suniți sau a comunității sunite în general, că a fost acel război civil irachian. Și după aia au fost implicate, au ieșit și din Irak și s-au implicat trimise de iranieni, bineînțeles, în războiul civil sirian, iar acele grupări au început și ele să se agite de când a debutat conflictul din Gaza au fost lansate mai multe atacuri cu rachete împotriva bazelor în care se află și militare americani din Irak, pentru că este nu mai este sunt o chestie, baze. Este o chestie nouă sau ei au avut vreo legătură cu, pauz, cu cauza palestiniană și înainte de, de asta? Uh, Irakul a avut. Irakul a avut pentru că este uh, Saddam Hussein de exemplu îi plătea pe teroriștii palestinieni, le dădea, nu știu, la orice sinucigaș, cred că, îi dădea familiei câteva zeci de mii de dolari. Avea grijă, am impresia, să fie reconstruită casa pe care armata israeliană avea acea politică la un moment dat să demoleze casele atentatorilor sinucigași. Deci Israelul este văzut în Irak în mod tradițional ca, nușman. Dușmanul, inamicul public numărul 1, uh, chiar și când a apărut uh, statul islamic, care i-a avut pe șiiți drept țintă principală, uh, ăștia irachenii șiiții irachieni erau ferm convinși, sau o parte din ei, poate nu toți, că este uh, această grupare, de fapt, este o invenție a uh, israelienilor și a CIA-ului. Israel, Israelul ar fi inventat statul islamic. Nu. Exact, iar asta, apropo de viziuni comune, fix lucrul ăsta îl credeau și unii palestinieni. Deci au fost filme de astea, umoristice, făcute de palestinieni cu teroriști din statul islamic care treceau pe la puncte de pază ale armatei israeliene și ei le ziceau haideți treceți sau se salutau cu ei, nu mai știu dacă se și îmbrățișau. Deci, e o paranoia generală împotriva Israelului și a tot puterniciei serviciilor israeliene. Și care în sunt tot ce este rău în exact, zonă. Cam pe linia teoriei conspirației pe care o știm de la protocoalele înțelepților Sionului, care, apropo, cred că și astăzi sunt destul de crezute în unele părți din lumea arabă. Dar am citit de curând că. De exemplu, în, 70, în anii 70, regele de atunci al Arabiei Saudite, Faisal parcă era, nu mai știu care era, spunea, cre, credea aceste protocoale, deși ele au fost demontate, de, cu zeci de ani în urmă fusese demontate și se arătase că erau făcătura poliției secrete țariste. Ce alte miliții? Că începutem să le enumerăm. Ce mai avem? Organizații? Sunt multe. când am sunt zis multe. În primul rând când am zis miliții și ite irachiene, alea sunt o grămadă de miliții. Fiecare partid mai relevant are propria lui miliție și de obicei este asociată cu Iranul. Ar mai fi cam astea trei despre care am spus. Sunt cele mai influente și mai puternice care mai fi. Sunt miliții și recrutate dintre afgani, de exemplu. Și probabil că și prin alte zone unde sunt șiiți, dar cele mai puternice... Și cine tot... finanțează ce, cel mai mult aceste organizații? Sunt finanțate de entități statale în principal, nu? Sau... Se finanțează și singure, pentru că percep taxe, sunt implicate uh, în, uh, chiar și în extorcări au business-uri în Irak, sunt participă reprezentanții ai acestor miliții, sunt foarte implicați în actul guvernamental, deci au sume mari din veniturile de petrol ale țării și există și susținători statali. Iranul, bineînțeles, este unul dintre sponsorii lor începând cu 1979. Siria sprijină astfel de grupări șiiite. Depinde, apropo, de grupările musulmane și de care parte sunt, dacă sunt șiite sau sunite. Pentru că suniții au alți sponsori în spate. Dar nu care, așa. sunt, care sunt aceia? Păi asta e că nu sunt aceiași sponsori întotdeauna, nici la da, asta, că și la ei este complicată situația și nici ei nu sunt unitari. Deci este, de exemplu, zona care ține de islamiștii din statul, din frații musulmani, care, a, sunt, suniți. care sunt, da, sunt suniți. De acum încolo vorbim doar de care suniți, suniți, care sunt asociați și ei cu Hamasul, că practic fondatorii Hamasului erau membri ai statului musulman și și-au făcut organizația ghidind, nu ai statului musulman, ai fraților musulmani. Și și-au făcut organizația, ghinându-se după frații musulmani, și citează pe fondatorul uh, egiptean al acestora când zicea că Israelul va fi șters de pe fața pământului. O declarație uh, timpurie, chiar când a apărut uh, Israelul, pentru că a fost uh, uh, lichidat repede Hasan al banab uh, și uh, legăturile uh, financiare pe filiara fraților uh, musulmani, un. Uh, o formațiune care s-a mai moderat în timp, a încercat să ajungă la puterea și reușit la un moment dat după primăvara arabă în Egipt, unde însă armata i-a dat repede la o parte pentru că era un conflict vechi acolo, datând de la, din anii 50 sau în Tunisia, iar au reușit să ajungă la putere. În Libia, de asemenea, o parte din ei au fost cu guvernul de la Tripoli, unul din cele două guverne. Deci acolo susținerea vine în principal din zona Qatarului și sunt și ceva legături cu Turcia. Nu știu în ce măsură Turcia finanțează astfel de grupări, e clar că le încurajează, că vedem din declarațiile făcute de Perdoan chiar și zilele acestea. După aia mai sunt celelalte puteri din Golf saudiții în primul rând și uh, Emiratele Arabe într-o măsură mai mică, care sprijină și ele diferite grupări de asta Au fost foarte, vi foarte vizibil a fost sprijinul lor în războiul civil sirian, când au uh, băgat bani, au pompat bani serioși, tot în grupări uh, islamiste și extremiste, uh, cred că inclusiv în uh, frontul al Nusra, uh, care era practic uh, o aripă a rețelei uh, Al-Qaeda. Dincolo de asta există și o susținere a populației pe niște rețele care s-au format încă din perioada războiului sovietic în Afganistan. Există și un sistem de transfer al banilor care este imposibil de detectat, se numește Hawali, care constă, pentru cei care nu știu, s-a vorbit destul, dar da, să repet așa un pic, eu mă duc la, în Arabia Saudită, la tine care ești Hawali, îți zic uite 50.000 de dolari, vreau să ajungă la fratele meu care este în uh, uh, Pakistan. Și uh, tu îi dai telefonul unui uh, alt uh, partenerului tău din Pakistan, îi zici, vezi că vine ala la tine, dai uh, 50.000 de dolari. Și asta e tot. Nu trece prin bănci, nu se fac transferuri prin, nu știu. Dar noi ținem minte că eu am. De luat... eu, deci, deci, este o rețea subterană care funcționează da. foarte bine, mai bine, cred, și mai rapidă decât Western Union, dar e nedetectabilă. că sunt, da, comun nu poate să asculte nimeni aceste telefoane. Și se adună banii, Sunt începând de la Moschee, vin se. Agită spiritele pe vinerea, că atunci este cea mai importantă rugăciune, după care, hai, veniți, faceți donații și oamenii dau. Până la diferiți de ăștia care au afaceri, unii sunt implicați și în, de exemplu, în cazul Arabiei Saudite, chiar dacă guvernul saudit n-a sprijinit direct cu bani organizații teroriste sau unele organizații teroriste, au fost membri ai familiei regale care au dat bani sau i-au sprijinit în alt fel pe aceste Relațiile sunt extrem de complicate și pentru că la un anumit nivel cam toată lumea ajunge să se cunoască cu toată lumea prin relații de-astea, de familie, de trib. Dar de... cum se împacă acest lucru cu uh, ideea... Cu... Păi, se, se spune că Hamas a pornit acest război ca să blocheze semnarea păcii între Israel și Arabia Saudită. Deci, oficial urma să să, să, să aibă loc, să se pună la cale o, un tratat de pace dintre două țări care până acum au fost uh, adversare sau dușmane. Da, uh, în primul rând, că este un pic uh, mult spus că până acum au fost adversare și dușmane, pentru că. Sunt ani buni, cred că poate chiar 10 ani, dacă nu și mai mult, de când Arabia Saudită și Israelul cooperează discret pe zona serviciilor de informații, în primul rând, pentru că au un adversar comun. Cea mai mare amenințare pentru securitatea Arabiei Saudite este Iranul. Iranul chiar a vrut la început, în 79, după aia, mă rog, s-au mai refăcut relațiile, au. Dar chiar atunci își doreau o revoluție islamică, vroia să o exporte și în Arabia Saudită. Saudiții sunt majoritar suniți și fundamentaliști suniți, dar au și o comunitate șiită cu care au fost probleme, execuții, ceea ce a dus la suspendarea relațiilor diplomatice cu iranienii. Iar saudiților nu le convine prezența și tot amestecul Iranian în Golf, în, pentru că îl consideră uh, curtea lor, ca să zic așa, uh, Golful, în Bahrein, în uh, legăturile Iranului cu Qatarul uh, nu le-au plăcut. Au intrat, cum vedem, în război direct, acum în 2015, uh, tocmai pentru că Houthi, aliați cu uh, uh, Iranul, uh, amenințau să preia puterea în Yemen, pe care, la fel, saudiții îl considerau ca fiind în orbita lor. Chiar și războiul dintre Iran și Irak din anii 80, în acea perioadă, Irakul a avut parte de sprijinul statelor din Gol, sprijin financiar și cred că au fost și voluntari de ordinul miilor, pentru că era în luptă cu Iranul, care era considerat un inamic mult mai periculos. Deci, Israel, nu poți să spui că, deși există această cauză palestiniană, ca să ne întoarcem la, la cauza palestiniană, că de la, de la ea plecasem, pe de altă parte, nu toată lumea susține trup și suflet cauza palestiniană împotriva Israelului. Uh, nu. Deci, este chiar o oboseală față de această uh, cauză palestiniană. Pentru că, mai ales statele arabe din Golf, dar nu numai ele, au ajuns la concluzia că este mult mai rentabil să faci business cu Israelul, și atunci au apărut aceste procese de pace care au în spate Arabia Saudită. Deci, avem acordurile Abraham semnate de mai multe țări, cea mai importantă fiind Emiratele Arabe Unite. Alea nu ar fi putut să se facă fără acordul Arabiei Saudite. Saudiții și-au dat ok, dar a trebuit să mai aștepte până să facă și ei acești pași către o normalizare a relațiilor sau o recunoaștere practică a Israelului, pentru că nu există, din câte știu, în acest moment, o recunoaștere oficială. Și au fost tot felul de pași mărunți care s-au făcut în ultimii ani. Problema este că, și dacă guvernele și o parte din populație s-au săturat de conflictul cu Israelul și s-au săturat și de fraților palestinieni, pentru că este o realitate. Deci sunt unii care nu mai vor să audă de. sunt iritați de așa-numita cauză palestiniană, au o mare problemă că populațiile, au rămas în continuare uh, în mare măsură solidare cu uh, uh, palestinienii, lucru care se vede mai ales în perioade de astea de conflict, cum este când acum. Când vedem de... proteste și când vedem oameni... Când vedem și proteste bărnici și, bărnici. și uh, guvernele astea uh, nu pot să se arate prietenoase cu Israelul, chiar și dacă ar vrea, chiar și dacă uh, i-ar da dreptate, pentru că Hamasul nu este o organizație foarte iubită de șeicii, uh, și emirii și regii din Golf, dar dacă ar zice, ar lua partea Israelului și ar risca propriile poziții, riscă să aibă de-a face cu insurecții, poate chiar revoluții și să piardă puterea în cazuri extreme, nu peste noapte. Am vorbit despre aceste organizații care sunt foarte violente, care atacă civili, care omoară civili. O bună întrebare pe care Chiar am văzut-o vehiculată în aceste zile, cum se împacă această violență extremă cu Coranul, cu religia, cu, cu Islamul. E, o, e un lucru permis în Islam să omori civil, să-i decapitezi, să-i ce a făcut Hamas în Israel în zilele trecute? Păi, e complicat aici, cum e la relații. Deci, sunt o grămadă, Coranul este plin, ca și Biblia, de mesaje umaniste, pacifiste, cum e, de exemplu, nu știu dacă redau exact citatul, deci parafrazez, a ucide un singur om înseamnă a ucide întreaga omenire și a salva un singur om înseamnă a salva întreaga omenire. Dar, Venim aici, dar, exact, există acest dar, și ajungem la uh, jihad, la războiul sfânt. Uh, și trebuie să ne ducem uh, la început, uh, în perioada lui uh, Muhammad, și, uh, de fapt, să stabilim, uh, să vorbim un pic despre uh, care sunt bazele uh, islamului. Uh, Islamul se bazează pe un număr de uh, obligații rituale uh, fundamentale, uh, cărora le zice și uh, stâlpi. Pastea sunt rugăciunea, mărturia de credință, postul în Ramadan, pelerinajul la Meca și Dania pentru săraci, care este un impozit clar, specificat, nu mai țin minte exact procentul, pe care toată lumea teoretic trebuie să-l dea și din care sunt susținuți săracii. Dar dincolo de asta, mai este și jihadul, privit de unele școli de gândire, chiar ca al șaselea stâlp și care este oricum văzut ca o obligație fundamentală, atât a individului cât și a comunității. În ceea ce privește obligația individuală, e în primul rând, îi spune jihadul mare, e obligația de a deveni un mai bun musulman ceea ce presupune uh, exact valorile morale alea sunt cam aceleași în toate religiile valorile morale principale există însă și un jihad mic iar aici vine problema de militantism pentru că este vorba de jihadul uh, armat și acest uh, jihad presupune obligația de a apăra toate uh, orice teritoriu musulman care este atacat uh, este vorba de jihadul defensiv. Mai există și un jihad ofensiv, dar nu se mai poate pune problema în epoca noastră de asta. Este jihadul de dragul prozelitismului, pentru a răspândi religia, religia și mesajul ei. Deci un prim aspect este, asta încă din vremea lui Muhammad și imediat după el, răspândim religia cu vorba sau cu sabia asta este uh, o chestiune uh, după care această uh, problema jihadului se leagă și de felul cum a fost construit încă de la început uh, islamul și comunitatea musulmană Muhammad uh, și-a făcut uh, un stat practic uh, la Medina pe care după aia l-a uh, extins deci în faza a doua a... Uh, Perioadei sale, primii 10 ani la Mecca, nu erau de organizare statală, n-aveau o comunitate pe care o conducea și atunci este o perioadă mult mai poetică și mai mistică. Mă refer acum la revelațiile Coranice, dacă le citești, și în general astea sunt cele mai mici, aflate în partea a doua a Coranului, dar nu intrăm în povestea asta că deja e foarte complicată dar făcându-și stat a intrat uh, imediat în conflict de la Medina cu alții, adică în primul rând cu uh, mecanii, uh, după care cu uh, uh, evrei din uh, Medina, două triburi uh, care erau stabilite acolo uh, și de, de la aceste prime elemente s-a uh, construit uh, doctrina unui jihad uh, medieval care este destul de complexă, a inspirat de exemplu codurile cavalerești din Europa, pentru că jihadul presupune să dacă cineva se predă și este un exemplu foarte frumos dat de șiiți, că Ali, care era considerat cel mai mare războinic, cel de-al patrulea calif, s-a luptat odată cu un adversar și când îl învinsese și era cu sabia deasupra lui a aruncat sabia și l-au întrebat ăștia dar de ce ai aruncat sabia? pentru că mă înfuriasem pe el și n-am voie să-l ucid pentru furia mea dacă îl ucid, l ucid în numele lui Dumnezeu și teoretic trebuie să protejezi femeile, copiii, bătrânii, deci civilii în general dacă adversarul se predă atunci accepti uh, acel uh, tribut. Uh, îi ofer tot timpul posibilitatea uh, să, se predea. Să, să, treacă la islam sau să se predea. Dacă nu este dintre religiile cărții, adică evreu sau creștin, uh, trebuie să treacă la islam sau la omor. De aia, de exemplu, au fost masacrele alea împotriva zaidiților în... Uh, uh, nu zaidiții, În uh, Sinjar, în uh, nordul Irakului. Și totuși, de ce nu am întrebarea de dar ce nu. sunt omorâți civili? Păi, da. Acum ajungem. Dar la toate astea există și excepții. De exemplu, totuși câmpurile pot fi incendiate. Totuși, aia care se predau pot fi omorâți pentru că a făcut-o chiar Muhammad într-un conflict cu un tribă evreiesc din Medina. După ce ea s-a predat, la toți bărbații le-a tăiat capetele, iar femeile și copiii au fost trimise, trimiși în sclavie. Se pot ataca totuși și civilii cu foc, pentru că tot Muhammad, în tot în conflictele cu evrei, a bombardat o cetate cu catapulte. Iar de aici ajungem deja la, tot în perioada lui Muhammad, asta ne spune un hadith, a ordonat să fie omorât un bătrân șeic, deci care nu putea fi luptător și în mod normal ar fi trebuit cruțat, dar ăla era spion. Deci, practic, cavalerism, dar în niște limite, niște limite pragmatice. Pentru că pe vremuri s-au făcut astfel de lucruri și că le-a făcut Mahomed? Da, nu. apropo de cavalerismul ăsta islamic, un foarte bun exemplu este Salah adin din al Ayyubi sau Saladin, cum este cunoscut. ceritorul Ierusalimului. Toată lumea laudă pe Saladin că a cruțat viețile creștinilor când a luat Ierusalimul față de uh, creștini care atunci când l-au luat au măcelărit uh, toți musulmanii și uh, evrei. Ambele aspecte sunt adevărate, numai că uh, la Saladin și la cei din generația lui care se luptau cu cruciații, era vorba și de uh, chestiuni pragmatice, adică și ei, uneori, treceau prin foc și sabie uh, pe toată lumea, nu respectau cu strictețe aceste uh, reguli. Uh, și ca să ajungem totuși cu jihadul în ziua de astăzi, este un moment important uh, pentru suniți asta, uh, căderea Bagdadului. Uh, Bagdadul a fost uh, era centrul lumii uh, islamice, uh, nu mai era centru politic în perioada când a căzut la 1258, uh, dar uh, era uh, cel spiritual, pentru că era sediul califului, centrul cultural și așa mai departe. Și au venit mongolii care au ras Bagdadul de pe fața pământului până la Bagdad au trecut prin teritorii musulmane mari, întinse, întreaga Persie, dincolo de Persia, Asia Centrală. Au intrat și în Levant și era un pericol extrem de mare la adresa întregii lumi musulmane. Și în perioada aia a apărut un gânditor, Imtaimia îl chema, poreclit, cred că încă de atunci, șeicul, pentru că era foarte înțelept și ăsta a venit cu a cristalizat ideologia jihadului, care era destul de vagă până atunci, venind cu o idee nouă, că suveranul își derivă legitimitatea tocmai din purtarea jihadului. Dacă vrei să fii conducător, al musulmanilor, trebuie să porți jihad. Ceea ce uh, a făcut el a fost în acel context încerca să mobilizeze ce mai rămăsese din lumea musulmană să reziste uh, atacului... Uh, astfel de lucruri se discută în moschei. Mongol. Astfel? Păi da, e, și acest timp Taimia uh, este omul care influențează cel mai mult pe uh, jihadiștii uh, moderni. Pentru că uh, ideea lor de a purta uh, jihad Vine de la ei. Problema este că, jihadul fiind o chestiune nu foarte comună, nu există mulți gânditori recunoscuți în islam care să promoveze asta și este greu să găsești niște surse ca să-ți dea legitimitate religioasă pentru ceea ce faci. Și atunci mulți se duc la, adică toți se duc la Imtaimia de acolo și ăsta care a fondat wahhabismul, al wahab din Arabia Saudită, care a dus fundamentalismul, el era profund influențat de imtaimia. Și au venit cu ideea de jihad până în ziua de astăzi, pe care după aia au început să o rafineze și să se folosească, că ajungem la ce întrebai tu mai devreme, să se folosească de exemplu de analogii, pentru a justifica uh, crimele. Și o să dau exemplul lui Osama uh, Bin Laden, care uh, la un moment dat a trebuit să explice de ce a atacat uh, turnurile gemene, de ce a declanșat atacurile de la 11 septembrie, care au fost condamnate pe larg în lumea musulmană. Foarte puțin l-au uh, susținut la vremea respectivă, da. inclusiv Hamasul uh, a condamnat atacurile uh, de la 11 septembrie. Și atunci asta a venit cu o grămadă de uh, explicații, nu mai știu, în vreo 10 puncte uh, a explicat, făcând și uh, analogii. De exemplu, uh, dacă Muhammad a dat cu proiectile uh, în uh, fortăreața în care erau evrei, uh, este ok să dai cu proiectile uh, într-o forterață. Uh, prin analogie, avioanele devin uh, proiectile. Uh, și atunci, uh, iar turnurile gemene, pentru că în ele funcționau și uh, companii militare, sunt fortărețe. Uh, după care o altă analogie, cum să omori uh, uh, civili occidentali? Păi, uh, omori civili occidentali pentru că ei uh, susțin, uh, participând la procesul democratic, deci. Uh, Votând conducerile țărilor lor care uh, atacă și invadează lumea musulmană, pentru că toți aceștia văd lumea musulmană ca fiind uh, sub atac. Bin Laden a reacționat la prezența urând, forțelor. Al, al Occidentului. Da, al Occidentului și al Israelului. Bin Laden, de fiecare dată când a chemat la jihad, în 96 și 98, a uh, menționat și uh, teritoriul Palestinei și mai ales Moscheea Sfântă, că asta uh, îl doare pe el dar și prezența americană în Arabia Saudită, pentru că tot așa, nu mai știu, unul dintre califii bine ghidați, deci din primii patru imediat după Muhammad, a zis ok, în Arabia poate să fie doar o singură religie. Și atunci ei interpretează că picior de necredincios nu poate să calce în zona aia unde sunt, cel puțin în zona unde sunt Mecca și Medina. Bun, și astea sunt genul de analogii pe care le fac extremiștii ca să justifice, deci, statele democratice sunt un pericol, atunci civilii, prin simpla participare la procesul democratic, susțin aceste state și pot fi omorâți. Iar asta se traduce și în ceea ce văd ei despre în propriile țări, pentru că jihadiștii atacă și în Occident, dar, în primul rând, și-au și -au declanșat campaniile. În propriile, țări. în propriile țări. Egiptul a fost uh, întoarcerea uh, așa-numiților arabi afgani. După ce s-au întors din uh, Afganistan, uh, și-au declanșat uh, jihadul împotriva altora și au găsit alte ținte. Uh, guvernul egiptean, uh, Algeria a fost acel sângeros uh, război civil uh, și explicația pentru care uh, s-au răsculat și luptă împotriva acestor uh, regimuri, uh, instituțiile Moderne, președinție, parlament, nu știu, ministere, ce vrei tu, sunt instituții occidentale. Deci, reprezintă o formă de ocupație. Deci, aceștia de care au aceste instituții nu mai sunt musulmani, sunt apostați și atunci, hai să-i killerim. Cine îi susține pe ei, înseamnă că poate fi și el ucis sau poate fi o țintă legitimă și cel mai departe au ajuns, apropo de explicații pe care poate să le dea, au ajuns uh, algerienii care au, uh, în perioada războiului civil din anii 90, au comis niște masacre de astea cumplite. Sate întregi erau măcelărite, uneori cu sabia. Se duceau și le tăiau capetele la toți uh, și spuneau că dacă nu luptă uh, împotriva guvernului, înseamnă că sunt uh, cu guvernul. Deci nici măcar pasivitatea nu uh, este acceptată. Uh, și în partea aia o explicație, că iar a fost una uh, extremă dată de ăsta, uh, uh, Abu Musa al Zarqawi, deci lider al Al-Qaeda din Irak, uh, din care, grupare din care ulterior a apărut statul islamic și el văzut ca un uh, fondator sau precursor al statului uh, islamic, în atentatele sinucigașe pe care uh, le comitea el de o brutalitate uh, Cam fără precedent în lumea musulmană, murau majoritatea suniți Și a fost întrebat, păi cum? Pentru că în islam este interzis să omori civil. Da, ok, hai, au găsit explicațiile alea din Coran, dar este strict, strict interzis să omori un alt musulman. Și nu poți nici să-i faci apostați pe ea, că erau niște oameni care treceau pe stradă. Și atunci a găsit o altă ex explicație. Ceva care. Din păcate, vorbim de niște. ar putea fi amuzant, pentru că seamănă cum mie mi-a amintit de legile roboticii ale lui uh, uh, Isaac Asimov: uh, că era legea 1 a roboticii: un robot nu poate să ucidă niciodată un om, ceva de genul ăsta. Uh, și la un moment dat, în cărțile mai târzii, uh, a venit colege o lege 0. Că, dacă deci poate fi încălcată legea 1 dacă se face pentru salvarea umanității. Și ăsta a zis același lucru. În primul rând, atunci e permis să omori un musulman că o face asta pentru salvarea islamului. Și în al doilea rând, oricum dacă mor în această luptă nobilă, chiar dacă ei n-au vrut să moară, pentru salvarea islamului, sunt martiri și ajung la direct la Dumnezeu, deci practic le facem și un cadou, că le dăm cea mai bună soartă posibilă. Am vorbit despre extremismul religios musulman. Există extremism religios și în Israel, evreiesc? Există extremism religios peste tot. Există extremism religios sau existat. Budist, că ne închipuim că este cea mai tolerantă dintre religii și au făcut și budiștii atacuri teroriste, extremism religios creștin hindus și așa mai departe și există, bineînțeles, și extremism religios evreiesc și cam ca, la fel ca și extremismul religios musulman, la fel ca și extremismul religios creștin, în primul rând n-are încredere în statul laic. Statul laic este un inamic. Și ceea ce este specific în cazul extremismului religios evreiesc sunt obiectivele. Vor reconstruirea templului, ceea ce știm ce înseamnă, că am vorbit și data trecută, ar însemna să îl reconstruiești pe esplanada moscheilor și ți-ar sări în aer, chiar ți-ar sări în aer întreaga lume musulmană dacă ai dărâma acele moschei, dar nu le pasă extremiștilor, că na, ei cred că Dumnezeu pot să trimită oștile de înger probabil, și vor refacerea Israelului biblic. Asta înseamnă respingerea soluției celor două state și nu știu foarte clar ce este cu palestinienii. Explicațiile lor sunt extrem de similare. Citeam acum niște ani într-o carte a lui Mark Jurgensmeier care se numește Terror in the Mind of God. E importantă că vorbește exact de toate aceste tipuri de extremism religios pe care le-am menționat eu mai devreme. Povestea că discuta cu niște coloniști evrei despre crimele comise de, despre masacrul comis de Baruch Goldstein. Este cel care a deschis focul la mormântul patriarhilor din Hebron, ucigând câteva zeci de. Musulmani care erau acolo la rugăciune, până când l-au linșat supraviețuitorii. Și ăștia ziceau, acei coloniști îi spuneau lui Jürgen mai în loc să manifeste empatie, compasiune, că nu, toți arabii sunt periculoși. Și este foarte bine ce a făcut ăsta. Iar aia mi-a amintit, mie personal când am citit, că de am și reținut-o atâta, mi-a amintit de o conversație pe care am avut-o tot acum mulți ani cu un palestinian. Era perioada când erau foarte des atentatele sinucigașe comise de Hamas. Și am zis, băi, da, omoară civili. Nu, nu sunt civil, pentru că toți israelienii trebuie să facă armată, ceea ce este aproape corect, că mai sunt și ultra religioși care de sunt scutiți de armată. Da. Și am zis ok, dar copiii? Păi copiii vor crește, crește și, vor face armata. și vor face armata. Deci cu genul ăsta de gândire nu cred că se poate avea un dialog rațional. Crezi că va exista extremismul religios și, nu știu, în viitorul apropiat, când deja vorbim de, nu știu, vom vorbi despre inteligență artificială, despre tehnologie și așa mai departe, crezi că va exista uh, pentru totdeauna? Da, este uh, foarte posibil și mi-e teamă că în ziua de astăzi uh, extremismul, apariția extremismului religios uh, și dezvoltarea lui uh, este chiar mai posibilă decât era acum 20-30 de ani. Să ne uităm cât de puternic poate să pătrundă populismul, dezinformările, fake news-urile și așa mai departe. Dacă tu crezi, de exemplu, că nu știu ăștia vor să te cipeze și apropo de cipatul prin vaccinuri, care este o idee dragă de celor, hai să zicem, conservatorilor, inclusiv din România. Deci creștinii mai fundamentaliști, ca să spunem, vezi, în zona bisericii, că sunt le teamă de cipuri și de 666, tot extremiștii musulmani, când erau campanii de eradicare a variolei sau altor boli prin zona aia sălbatică, tribală din Pakistan, Afganistan, îi omorau pe ăștia din echipele medicale că se temeau că o să le bage chipul în mână și o să-i urmărească CIA-ul și dacă la asta mai adaugi că își creează și Știți că pleacă Discuția aceasta pleacă, chiar am citit, despre, am citit, despre, ea, pleacă și de la un fact că la un moment dat s-a discutat echipele acestea care, făceau, care vaccinau în, în, în zonele acestea au avut la un moment dat discuția dacă nu ar trebui ca în substanța respectivă să bage ceva anume ca să poată fi citit. Pentru că problema lor era că de multe ori vaccinau copii care, sau, care mai mai fuseseră vaccinați. Și atunci, prin această substanță, care putea fi citit cu un dispozitiv, astfel încât să, să verifice, să vadă că omul ăsta, mai, copilului acesta, i-a mai păcat. Și. și pentru că a fost această discuție care a ajuns, s-a răspândit, au ajuns la această conspirație Când a fost discuția că. Asta? Vorbesc de anii 90-80. Dacă e așa de vechi, e adevărat, pentru că mai este o situație pe care, sigur, o dau ca dovadă ei, dar a apărut mult mai târziu, inclusiv când l-au vânat pe Bin Laden. Se pare că s-au dus unii din poartă în poartă, zicând că sunt echipe medicale sau fac așa ceva. Dar era deja la 10-15 ani de când apăruseră aceste discuții. Deci, extremismul religios mi-e teamă că va exista. Pentru că oamenii... Deci trăim într-o epocă epoca relativizării adevărului și atunci adevărul e ăla pe care îl cred eu, nu mai este cel științific și deja față de anii 60-70 când toată lumea era cu știință și ajungeam pe lună, acum sunt destui care și închipuie că pământul este plat. Depinde însă, eu cred că este foarte strâns legat acest extremism religios și cât de departe poate să ajungă și de condițiile sociale. Pentru că dacă este o societate prosperă, oarecum liberară, e mai greu să găsești tineri fără alte perspective care se duc la moschee, că n-au unde altundeva cărora le-ai dat tu eventual organizația ta uh, umanitară, că aia vine prima, după aia vin băieții uh, militari care ți, uh, te învață să pui bomba pe tine. Uh, dacă nu mai este nevoie de aia ca să-ți dea uh, punga de orez sau uh, mai știu eu ce, uh, cred că dacă ai acces și la uh, o societate uh, mai puțin segregată din punct de vedere al genului, pentru că după părerea mea, am trăit în lumea musulmană și asta reprezintă o problemă și poate să creeze niște frustrări, dacă tu nu te amesteci decât cu femeile din familie până când ajungi la universitate, în cazul că universitățile nu sunt segregate, e destul de poate complicat, poate să creeze niște frustrări asta și după aia vine unul, ești, n-ai perspective, n-ai șanse de angajare, știi că ei sunt cei buni, mai vine unul și îți spune și că o să fii cel mai special și nu ți-o spune odată peste noapte. Procesul ăsta de spălare a minților durează un timp, că ești cel mai special dintre oameni dacă devii martir și pe deasupra te așteaptă și 72 de fecioare cu, nu mai știu cum era în Coran, cu sânii plin parcă sau Ceva de buze genul de acesta. miere. Și, na. Da. Mulțumesc, Cătălin, a fost o discuție foarte interesantă, ne auzim și data viitoare. Mulțumesc, Mulțumesc de invitație și de informații, că am aflat și o chestie noi.